Zisa Domnul, când va veni Fiul omului în slava sa și toți sfinții îngeri cu el, atunci va ședea pe scaunul slavei sale și se vor aduna înaintea sa toate neamurile și îl va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile de dreapta sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice împăratul celor de-a dreapta sa, veniți, binecuvântații tatălui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii, căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, străin am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați căutat, în temniță am fost și ați venit la mine. Atunci drepții vor răspunde zicând, Doamne, când te-am văzut flămând și hrăși te-am hrănit, sau însetat și ți-am dat să bei, când te-am văzut străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat, și când te-am văzut bolnav sau în temniță, și am venit la tine. Iar împăratul răspunzând va zice către ei, adevărat vă spun că întrucât ați făcut unuia dintre acești frați ai mei prea mici, mie mi-ați făcut. Atunci va zice și celor de-a stânga ta, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este pregătit diavolului și îngerilor lui. Căci flămând am fost și nu mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și nu mi-ați dat să beau, străin am fost și nu m-ați primit, gol și nu m-ați îmbrăcat, bolnav și în temniță și nu m-ați cercetat. Atunci vor răspunde și ei zicând, Doamne, când te-am văzut flămând sau însetat sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit ție? El însă le va răspunde și le va zice, adevărat vă spun că întrucât nu ați făcut unuia dintre acești prea mici, nici mie nu mi-ați făcut, și vor merge aceștia la chinuri veșnice, iar drepții la viață veșnică. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Într-un început, când Domnul le-a creat pe toate, le-a făcut bune foarte. Și toate erau într-o armonie și într-o unitate, iar această stare trebuia desăvârșită de omul creat ca o verigă între cer și pământ. Omul care avea în el și trup și suflet și partea materială și partea spirituală, dar fiind lăsat într-o libertate, el trebuia să le unească pe toate astfel încât prin voință liberă să le ducă într-o stare de sfințenie pe toate. Ca omul să se îndumnezeiască și toată creația să se înoamenească. Dar libertatea n-a fost folosită cum trebuie, iubiți credincioși. Libertatea, marele dar lăsat de Bunul Dumnezeu, a fost virtutea care a fost transformată din libertate în libertinaj, din dar în păcat și blestem, pentru că voința omului este zi de aramă între om și Dumnezeu. De va voi omul de dimineața și până seara se va sfinți, dar tot omul, dacă va voi tot de dimineața și până seara, sau mai mult decât atât, într-o clipeală, se va spurca. De aceea spune prorocul, cel care vrea să se sfințească, sfințească-se, cel care vrea să se spurce, spurcă-se, pentru că libertatea omului este darul cel mare. Dar în loc să le ducă pe toate la sfințenie, la unitate, la unificare, la armonie,
într-o sfântă liturghie și într-o consacrare continuă în fața lui Dumnezeu, omul căzând cu mintea din relația cu Dumnezeu, omul căzând cu mintea, ieșind din inima sa într-o risipire ca un fiu risipitor, omul înălțându-se în mândrie ca un vameș și ca un fariseu și căzând în păcat ca un vameș, omul, iubiți credincios, s-a centrat pe sine, a devenit Dumnezeu după mintea lui și a făcut din el idol prin mândrie și egoism. Marele păcat al mândriei, al egoismului, al centrării pe sine, le-a făcut pe toate să se dezbine în sine, pentru că rațiunea s-a despărțit de Duh, pofta și mânia s-au despărțit de rațiune și ele, între ele, au intrat într-un cerc vicios între plăcere și durere și toată omenirea l-a făcut altceva decât să devină o prăvălire, iubiți credincioși, de la un izvor sfânt către o mare moarte, către marea moarte. În această curgere, în această cădere, iată că s-a înomenit Fiul și Cuvântul Dumnezeu. Și ceea ce s-a și asumat, aceea a și îmbrățișat, ceea ce a îmbrățișat, aceea a și vindecat, a tămăduit, a restaurat și a ridicat, iubiți credincioși, la nivelul cel din tâi și mai mult decât atât, pentru că nu l-a ridicat pe om doar în starea de rai, ci în starea de împărăție a cerurilor. La această măsură și la această lucrare este chemat fiecare, dar cum? Odată în mod obiectiv, pentru că este mântuirea obiectivă realizată de Domnul nostru Iisus Hristos pe Sfânta Cruce și pe de altă parte într-un mod subiectiv, astfel încât fiecare dintre noi este pus în situația să aleagă, să-și asume, să-și folosească libertatea voinței. Dar ca voința omului să fie orientată cum trebuie, ca omul să aleagă ce trebuie, el este împins pe de o parte, este chemat pe de altă. Este aruncat și este tras totodată de Dumnezeu ca un tată ceresc, ca omul să fie îndemnat și îmboldit să voiască și cine dă voință ia putere. De aceea cele trei trâmbițe, iubiți credincioși, dinainte de începerea postului mare, nu sunt altceva decât niște forme pedagogice a Tatălui Ceresc, ca fiii risipitori, ca vameși și păcătoși, ca oamenii neputincioși ce suntem toți bolnavi, să ne înălțăm pentru o clipă cu mintea în 40 de zile de post și să ne apropiem de Bunul Dumnezeu. Și s-au pus în față trei pilde și trei măsuri și trei pericope evanghelice. Poate te vei trezi, omule, la chemarea ta duhovnicească și te vei vedea ca un vameș păcătos stând în spatele templului, în genunchi jos, cu pumnii bătând în pieptul tău, spunând: Dumnezeule, vrăstiți-mi mie păcătosul, și nu vei fi un fariseu plin de sine și mândru în fața bisericii. Și vei ajunge în spate, vei ajunge în pridvor și acolo, ca un vameș, te vei căi cu adevărat. Iar fariseii se împing în față, se aruncă crezând că este locul lor, că li se cade, că li se cuvine și nu înțeleg nici îndemnul, nici mustrarea, nici chemarea și se răstoarnă lucrurile. De aceea, în perioada aceasta, Apostolului Mare, având în față pilda vameșului și a fariseului, să ne trezim, să ne vedem locul, să ne așezăm în ceea ce suntem, ca niște vameși păcătoși în spatele templului, bătând în piept și plecând la casa noastră mai îndreptați. Dar dacă nu înțelegem din această pildă, iată că biserica ne pune în față a doua trâmbiță, mai frumoasă, mai învietoare, ca un părinte iubitor care sărută pe fiul risipitor, ca un părinte puternic și tare, care iese în întâmpinare pentru Fiul cel Mare. Dar, iubiți credincioși, și unul și altul, de fapt, sunt o întreagă umanitate, care a ieșit din brațele părintești, unul pe o parte și altul pe altă parte, și acești fii risipitori trebuie adunați în casa Tatălui, prin brațele părintești. De aceea trebuie să ne trezim din a doua pildă, care a fost, iubiți credincioși, duminica viitoare, duminica trecută, ca să ne pregătim pentru ceea ce urmează.
dacă nu din îndemnul pildei vameșului, măcar din mustrarea de conștiință a pildei fiului risipitor, să ne venim în sine, să ne trezim, să vedem ce am pierdut crezând că suntem noi cineva, asumându-ne toate ale noastre ca ale noastre, și să ne căim și imediat Tatăl va ieși în întâmpinarea noastră, ne va restaura până când ne va da vițelul cel îngrășat. Dar dacă nu pricep nici dintr-o pildă și nu pricep nici din alta, iată că biserica, ca o mamă iubitoare, pe de o parte te cheamă, te îndeamnă, te învie, te mustră, te trezește, dar pe de alta te sperie. Înfricoșătoarea judecată este înfricoșătoare, iubiți credincioși. Nu pentru că judecătorul este înfricoșător, nu pentru că blestemul este mare și chinul este cumplit în focul cel veșnic. Nu aceasta este, iubiți credincioși, înfricoșarea înfricoșătoare judecăți. Ci fiți atenți la nuanță, pentru că Domnul spune foarte clar aici, va veni Fiul omului, adică Fiul Dumnezeu s-a făcut Fiul omului. Și Fiul omului cu trupul său omenesc, luând trup omenesc, s-a suit pe norii cerului la înălțare și a șezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl și va veni de data aceasta nu ca un rob, ci ca un judecător. Cine va veni? Fiul omului. Cine va veni? Unul ca noi, care a simțit ca noi. Cine va veni? Iubiți credincioși, cel care s-a făcut frate cu noi, ca să ne înfieze pe noi, să devenim noi fiii lui Dumnezeu după har. Deci fratele nostru, Tatăl nostru, este judecătorul nostru. Mai mare milă, bunătate și înțelegere că aceasta nu există. Câți dintre cei care se duc la judecăți nu și-ar dori ca cel care judecă să fie frate sau tatăl cu ei ca să pună iubirea frățească pentru ei? Și va veni Fiul omului cum? Cu slava sa și cu toți îngerii săi cu el. Care îngeri, iubiți credincioși? Toate cetele îngerești pentru noi. Miliarde și miliarde de îngeri luptând pentru noi la judecata de apoi. Și având fiecare dintre noi îngerul păzitor care va pune orice argument posibil să încline balanța pentru binele nostru. Care este înfricoșarea? Când de fapt judecătorul și toți consilierii lui nu sunt altceva decât prietenii noștri, pentru că îngerii sunt prietenii omului, că ei din lucrarea lor de slavoslovie față de Dumnezeu, după căderea omului și-au mai adăugat o lucrare, aceea de protejare a omului, a fratelui mai mic, căzut în risipire. Și atunci va ședea pe tronul, pe scaunul slavei sale. Care slavă, iubiți credincioși? Harul ca energie necreată. Care slavă, iubiți credincioși? Slava pe care am primit-o noi la botez, slava pe care am primit-o la pecetea darului Duhului Sfânt, slava cu care ne îmbrăcăm în spovedanie, în pocăință și în fiecare rugăciune, ne îmbrăcăm în slavă. Care slavă? Slava pe care a avut-o mai înainte de întemeierea lumii, slava cu care ne îmbrăcăm noi cu fiecare împărtășire. Deci va sta pe tronul cu care ar trebui să ne îmbrăcăm noi în fiecare zi. Vă dați seama, conexiune, legătură, unitate dintre judecător și cel judecat. Și se vor aduna înaintea sa toate neamurile, păgând sau creștini, indiferent de ce religie ai tu, vei fi chemat la judecatea Dumnezeului creștinilor, Dumnezeului celui adevărat. Și El va judeca lumea ca om și ca împărat și va despărți, iubiți credincioși, pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de cal. El care s-a făcut fratele nostru și frate mai mic și frate mai mare, El care s-a făcut și păstor, El care s-a făcut și iesle, El care s-a făcut și miel, El care s-a făcut și stau, El care s-a făcut, iubiți credincioși, și ușa prin care intrăm noi în staul, El care s-a făcut tuturor toate cu atâta delicatețe, stând la inima fiecăruia, toată viața noastră, iată, eu stau la ușa ta și bat. Deschidem și eu voi intra, dacă deschizi, intră, dacă nu deschizi, nu intră. Deci vedeți, frățile voastre, câtă finețe și delicatețe la stăpânul Universului, care ar putea într-o clipă să intre și să spargă toate porțile inimii tale,
așa cum le-a zdrobit atunci când a spart porțile cele încuiate ale iadului, nu intră în iadul inimii tale. Care putea să intre așa cum a intrat în iadul demonilor, nu intră în iadul inimii tale. Iată, eu stau la ușa ta și bat. Dacă deschideți voi porțile voastre ca să intre Împăratul Slavei, va intra. Dacă deschideți voi porțile voastre ca să intre Domnul Puterilor, va intra. Dacă deschideți boieri porțile voastre cele întunecate și întrăite în păcat ca să intre Domnul Dumnezeu, va intra. Dacă nu, nu. Pentru că libertatea, iubiți credincioși, e darul pe care l-a dat și tocmai el îl va respecta. Dar va zice Domnul celor de-a dreapta sa, veniți, apropiați-vă, luați, mâncați, așa cum spune la fiecare liturghie, așa cum spune la fiecare împărtășire, așa cum se citește în rugăciunea 11-a, înainte de împărtășanie, iată stau în fața ta, în fața altarului tău, ca în fața scaunului dreptului judecător. Cu păcatele mele miluiește-mă, Dumnezeule. Noi în fiecare liturghie stăm sau nu stăm în funcție de deschiderea noastră în fața judecății de apoi. Veniți binecuvântați Tatălui meu de moșteniți împărăția pe care a binecuvântat-o la începerea liturghiei. Veniți binecuvântați Tatălui meu de moșteniți împărăția cea pregătită vouă la întemeierea lumii, când eu stau în fața Tatălui meu ca miel de jertfă. Veniți binecuvântați Tatălui meu, pentru că de aceea am binecuvântat liturghia și în continuu am zis binecuvântați să fiți, pace tuturor. Veniți binecuvântați Tatălui meu de moșteniți ceea ce vi se cuvine ca moștenitor și luați și mâncați și vă împărtășiți cu Sfintele și Preacuratul lui Hristos tainic. Dar veniți cu frică, cu frica lui Dumnezeu, nu cu groază, cu frica Fiului care nu vrea să supere pe Tatăl Său Ceresc. Veniți cu frică, cu credință, cu nădejde, cu dragoste, dar apropiați-vă, veniți, este o chemare. Veniți la mine toți cei ostriți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Pentru că ați crezut, pentru că ați mărturisit, pentru că ați făptuit. Cum adică ați făptuit? Aici este înfricoșătoarea judecată, iubiți credincioși. Vă dau, nu vă cer. Vă chem, nu vă mustru. Vă dau pe Fiul meu, trupul și sângele Său. Nu vă cer trupul și sângele vostru. Și vă cer faptă, pentru că credința fără fapte este moartă. Și moarte. Dar ce fapte vă cer eu vouă? Ca voi să n-aveți niciun cuvânt la judecata mea. Gol am fost, mai îmbrăcat. Închideți ochii. Uitați-vă în garderobele voastre și vedeți câte haine care sunt în plus acolo, ale voastre și ale copiilor voastre, care zac acolo de ani de zile, prăfuite poate și nu le-ați dăruit. Au un plan pentru un copil sărac, pentru un bătrân care are nevoie poate de un palton mai bun și nu l-ați dăruit, pentru că în inimă, iubiți credincioși, noi nu ne-am desțelenit. Pentru că suntem, fiecare dintre noi, un bolovan apăsător, împietrit, un suflet împietrit. Și atunci îți va cere acest puțin pe care tu nu l-ai dat. Vă dați seama cât de înfricoșătoare este judecata. Când totul a fost pentru tine, maximum, și Dumnezeu, și judecătorul, și îngerii, și toți, și ți s-a cerut minimum și nu l-ai făcut. Asta este înfricoșătoarea judecată. Nu-i fricoșătoare pentru că ne sperie, ci pentru că n-a făcut puținul acesta. Gol am fost și mai îmbrăcat. Flămând am fost și mi-ai dat să mănânc. Uitați-vă prin frigiderele voastre, cum rămâne din nesimțirea noastră, indolența noastră, lipsa de grijă, cum rămâne mâncare care se strică. Dacă ai luat-o din timp, dacă ai fi atent, ai pune deoparte, ai face un sandwich, două, trei și ai ieșit din casă. Și îți garantez eu că ți este săracul în fața ta, tu nu mai fă un tur de oraș cu sandwich-ul acela în mașina ta luxoasă și ai să vezi că ai să dai peste unul care te enervează la trecere de pietoni. Trage pe dreapta și dă-i sandwich-ul și ai împlinit scriptura aceea. Însetat am fost și mi-ai dat să beau. Iubiți credincioși, toate acestea sunt tâlcuite în fel și chip, dar dacă suntem atenți,
O cană cu apă, dacă vom da, vom primi plată pentru cana aceea de apă. Dar sunt unii care stau poate cu buzele uscate că n-au primit niciun suc de pomană în viața lor. De ce? Pentru că suntem indiferenți și ne numim creștini. În schimb, suntem extravaganți în pomeni, în pomenirea morților. Suntem plini de mândrie și de slavă, de șartă, dacă ne-a ieșit nouă pomana și ciorba așa cum se cuvine și ne mândrim cu ceea ce facem, dar nu simțim pe cel de lângă noi amărât și necăjit. Și uitați-vă după sâmbăta morților, dacă veți arunca o privire în miile de parastase, câte au ajuns la bogați din neamul lor și câte au ajuns la săracii de peste drum. Gol am fost, flămând am fost, însetat am fost, în temniță am fost, răin am fost. Nu ți-a spus nimeni să-l primești pe săracul la tine în casă. Dar găzduiește-l un minut în fața porții tale, găzduiește-l pentru o clipă să-i dai o vorbă bună, o binecuvântare, pentru că și tu ca și creștin poți să binecuvintezi o cană cu apă și o felie de pâine și l-ai primit și pe străin. De aceea, iubiți credincioși, nimeni, absolut nimeni, nu va avea cuvânt de îndreptățire pentru aceste cereri mici pe care Bunul Dumnezeu le-a făcut spre folosul nostru, ca să nu cumva să spunem că n-am putut sau că n-am avut unde. Săraci, pe săraci pururea veți avea cu voi, zice Domnul, ca să nu spuneți că n-ați avut săraci cu să dați. Pe mine, pururea mă aveți cu voi, ca să nu spuneți că n-ați putut veni la Euharistie, ca să dați mie, Dumnezeului cel adevărat, și în afară prin sărac, și mie prin Euharistie. Pentru că atunci când tâlcuim duhovnicește această Scriptură, Domnul ne spune clar, gol am fost în Sfântul Potir și în Sfântul Chivot și m-ați lăsat acolo gol, n-ați venit să vă împărtășiți. Flămând am fost și am însetat, precum am însetat de mântuirea lui Iuda și a poporului Israel și n-ați venit să-mi ostoiți plămânzenia mea împărtășindu-vă cu Euharistia mea. Străin a fost și întemnițat în chivo și în altar și m-ați lăsat și cler și popor și n-ați venit să vă împărtășiți. Deci tâlcuirea acestei Scripturi și în afară și în interior nu lasă niciun drept de îndreptățire, iubiți credincioși, nimănui, nici bogat, nici sărac, nici deștept, nici mai puțin înțelept. N-ai avut să dai, săracule? Nu ți-a cerut nimeni să dai. N-ai avut nimic să dai? Dă-te pe tine, lui Dumnezeu, și vino la liturghie ca să fii dezlegat, amărât, dezlegat și binecuvântat. Și atunci vei împlini Scriptura. Dar, iubiți credincioși, vor răspunde drepții și vor răspunde păcătoși. Drepții sunt cei mândri, cei smeriți și virtuoși, care au făcut cu vârf îndesat toate acestea, dar au conștientizat că nu le-au făcut prin ei înșiși. Și voi spune, Doamne, când am făcut toate acestea? Într-o smerenia lor până la capăt? Și Domnul le va spune, când ați făcut una dintre aceștia mici, mie mi-ați făcut? Iar mândrii, deși n-au făcut, vor ieși cu piept în față, îndrăznesc la judecată, spunând, Doamne, dar noi am fi făcut, dar n-am avut cui? Ba, ați fi avut cui? Dar ați fost mândri și orbi și n-ați văzut pe cel de lângă voi. De aceea, iubiți credincioși, Domnul le va răspunde, adevărat vă spun vouă, întrucât nu ați făcut unuia dintre aceștia prea mici, nici mie nu mi-ați făcut. Și când spun prea mici, gândiți-vă la copiii voștri, care Domnul le spune cuvântul, lăsați copiii cei mici, lăsați să vină copiii la mine, ca unora, ca acestora este împărăția cerurilor. Nu-i mai alungați, nu-i mai presați pe cei mici, nu-i mai împingeți în sistem și aduceți sporadic la biserică. Nu le mai umpleți capul cu știința lumii acesteia și nu știu nimic din arta artelor și știința științelor, care este școala vieții, școala lui Hristos, învățătura Evangheliei, cu toate ale Scripturii și ale vieții bisericești. Lăsați copiii să vină la învățătura duhovnicească a inimii și nu mai pompați în ei bani, timp, nebunie, în creier, de le spargeți creierile pentru lumea aceasta și le ștrangulați inima încât ei se sufocă și nu mai trăiesc ca oameni. Desmeticiți-vă, besmeticilor, de părinți, profesori sau autorități ce sunteți voi, pentru că viața inimii este pregătire pentru împărăția cerurilor. Viața la nivel rațional,
cu micile plusuri ale ei, sunt doar niște amănunte pentru lumea aceasta trecătoare, dar la judecată te va întreba domnul bogat, domnul director, domnul specialist, domnul cutare. Le-ai făcut pe toate, dar n-ai avut inimă să simți pe săracul de lângă tine. N-ai avut inimă ca să dăruiești o picătură celui amărât, pentru că tu ai fost sufocat de mic la nivelul inimii. Și îi va spune copilului tău specialist și cu diplome, plecați blestemaților în focul cel veșnic, nu vă cunosc pe voi. Și ce ai făcut? Te-ai nenorocit și tu. Te-ai nenorocit și pe copilul tău. Ai nenorocit și familia ta. Ai nenorocit tot ce ai putut. Nu te-ai înfricoșat nici de această pericopă evanghelică. Nu te-ai trezit nici la cuvântul înfricoșător, la cuvântul fiului risipitor, să-l aduci pe fiul tău risipitor în casa tatălui, în biserică. Nu te-ai trezit nici atunci când în prima pildă s-a vorbit de micii farisei, copiii voștri, pe care îi pregătiți să devină mari farisei ai lumii acesteia, care se va zdruncina într-o clipă. De ce? Pentru că au nebunit cu toțile pădându-se de Hristos și mari și mici. De aceea ai fiți credincioși. Dacă nu de drag, atunci de frică, Domnul Dumnezeu mustră, ceartă și îndreptează ca pe niște copii pe fiii săi. Treziți-vă și pregătiți-vă pentru perioada ce urmează, ca toți, fiecare în parte, el, copiii, familie, să ne pocăim și să ne pregătim pentru postul cel mare, împărtășindu-ne continuu cu Sfintele și Preacuratul Hristos, taine. Amin.